Salut, bine v-am găsit la un nou episod din Teardown. Stai și vreunul cu pisica? Bună! Și astăzi, oameni buni, avem un episod foarte special pentru că uitați-vă cine este prezent aici, Peppa Pig. Un caracter destul de interesant și știe să facă ceva unic, să zic așa. Știe să tragă cu nasul. Ia uitați-vă! Și uitați-vă ce face! Rupe tot în cale! Deci, astăzi vom lua mașinuțele astea, vom sări pe rampă și vom intra poate în nasul lui Peppa Pig. Să vedem din ce este făcut. Poate este făcut din, nu știu, înghețată de vanilie, poate este din înghețată de căpșuni. Poate? Da, m-aș gândi mai degrabă. Înghețată de căpșuni, nu știu, scrieți în comentarii din ce fel de dulciuri este făcut acest caracter. Și hai să strângem foarte, foarte multe like-uri la acest episod. Deci, pisică, fii atentă, da? Vreau să apăsăm pe butonașul de like în momentul în care eu voi da așa din deget. Deci fiți atenți, sunteți pregătiți? Okay. Deci eu voi da așa din deget, ok. Și ceva se va întâmpla în momentul în care eu voi face așa din deget, da? Dar atunci trebuie să apăsăm cu toții pe butonașul de like, da? Sunteți pregătiți? Toată lumea pregătită? Pregătiți. Și eu sunt pregătită. Oh, hai, pisică, și tu ești pregătită. Hai, te aștept. Hai să vezi, pisică, fii atentă. Like. Ia, fii atentă, da? Hai, deci, fii atentă. 1, 2. Doi și jumătate. Trei. Am dat din deget și like. Ia uite-o. Gata, am apăsat și eu pe butonul de like. Stai să vezi că nu s-a oprit aici. Mamă. Ia uite-o și pe asta. Ia uite-o și pe asta. Wow. I-a zburat chestia de stai de așa să mai vezi. Nu știu cât o să mai țină jocul, s-ar putea să dea crash. No. Deci, efectiv, totul se dezmembrează. E destul de tare efectul. Dar, din păcate, se lăguiește și jocul odată cu el. Așa că, hai să nu mai stăm foarte mult la vorbă. Sper că ați apăsat acolo pe butonașul de like. Și hai să vedem ce se întâmplă cu mașini versus Peppa Pig. Prima dată, cred că o să iau o mașină de-astea de curse. Mă gândesc la un Lamborghini. Ok, hai să luăm Lamborghini-ul. Și o să trebuiască să avem mare, mare grijă când facem săritura. Pentru că vezi că ne urmărește. Uite, dacă mă duc în partea asta, vezi că se uită după noi? Se uită după noi tot timpul. Se uită după noi și s-ar putea să dea din nas. Nu știu exact ce să zic, dă cu muci, nu știu cu ce dă. Sper că nu. Așa, ia să vedem și săritură, aici săritură. Vreau să văd ce este în interior. Vreau să tragă noi. N-a apucat. Vai. Ok, asta e tare. Ce are acolo? E făcut din ceva de vanilie, okay. Cred că e move. Da, okay, suntem prin înăuntru, ca să știți. Suntem prin înăuntru. Wow. Cred că am dat căpățâna jos de să lăguiești așa. Posibil. Cred că i-a căzut toată căpățâna, sincer să fiu. Da, că te-ai dus fix acolo într-un loc sensibil. Nu știu unde suntem. Aoleu. Ce se întâmplă? Nu știu. Îi cade căpățâna cu totul, cred că. Haideți cu farfurile în sus. Oh my god, ce am făcut? Ok, nu știu ce am făcut, trebuie să dau restart la hartă, ok. Hai. Încercarea numărul 2. Hai să vedem dacă reușim să sărim mai așa. Nu, uite așa. Okay. Aha, acum putem să vedem mai bine. Mamă. Uite piciorongul. Uite piciorul, mamă, cine deci piciorul ăsta s-a crăpat puțin aici. Da. Da, deci, uite, dacă vrem să vedem din ce este făcut, este ceva mov. Adică da, cred că ai spune ceva cremă de cire. Fructe de pădure. Sau, nu, da, afine. Afine. Genial, ai zis-o, căpicanul cu fructe de pădure. Hai să vedem dacă reușim să-l doborâm. Da. Doar că prima dată se cam lăguise, știi, și de asta trebuie să revenim. Dar să ne alegem altă mașină. Uite, ne alegem mașina asta de transport. Da. Asta cred că e de la net. Ăștia vin să spună netul, că au și scară. Așa. Și fii atentă, pisică, că venim acum. Ia să vede, oulu. Mamă, uite, vezi că trage cu nasul. Am văzut, ci! Încăpățână? Direct. Wow! Okay. Ieșim prin partea superb. Cealaltă. Am ieșit prin partea cealaltă. Superb! Mamă, are coadă! Uite ce codiță! Ce drăguț, adorabil! Lol, are coadă învârtită! Ia uite! Ok, hai să vedem căpățâna asta, care e treaba cu ea. Pentru că noi am trecut... Ia. Uite, fix prin gură am intrat. Da. Și înăuntru aici, vedeți că are un fel de... Nu știu, ăsta e un fel de... De asta, de cireșe, cred că. Da, aș zice, da. Deci, din nou, vă zic un fel de cake or not cake. Cum erau videoclipurile alea în care trebuia să decizi, e tort sau nu e tort, știi? Ceva de genul ăsta. Așa e și la noi. Doar că la noi aș spune că mai degrabă e de înghețată decât de altceva. Bă, ce se întâmplă? Nu știu, capitan, nu. Oh my god, îi cade capul pe jos, pisică. No! Ba da, îi cade căpățâna cu tot. Adio, căpățână. Bă, vrea să mă muște. Așa pare, să știi că vine spre tine. Oh my god, a venit direct în rampă. Uite cum... Direct în nar.
Vai de mine. Bă, ce se întâmplă? Ok. De ce a venit după noi? Uite-te. Nu știu. Am mușcat din rampă cu toată căpățâna. Doamne ferește. Wow, n-am mai văzut așa ceva de când mă joc Turtle. Uite firmiturile. Văd. Wow. Deci uitați-vă și voi firmituri. Și nu știu ce a vrut să fac aici. Am mușcat din ea practic. Nu știu exact. Exact, uite, și-a rupt toată partea asta de aici. Da, știți că puteți să faceți torturi de astea. Dacă vă duceți la o cofetărie și ziceți, bă, vreau un tort cu Peppa Pig sau cu ce vrei tu, Îți face, da, exact. Dai poză, dai acolo și... Hai să luăm caracterul ăsta, să vedem ce putem să facem cu el. O să vreau să mă duc spre o mână. Bă, încă trage în noi, dar nu mai are nas. De unde trage? Și? Yes! Și direct. Ținta a fost atinsă. Chiar arată ca o mușcătură. Da, zici că am mușcat din mână. Ia uite. Cine a mușcat de aici? Vai de mine. Cât de tare e. Hai să ne restart la hartă. La final vom lua toate tool-urile noastre și vom vedea care e cel mai șmecher împotriva lui Peppa Pig, pentru că noi acum ne folosim de mașini. Dar după asta, poate tăiem pe din două caracterul să vedem ce s-ar întâmpla, știi? O să facem și teste de genul ăsta. Dar, pentru moment, hai să încercăm ceva mai șmecher, ok? Hai, gata, mai serios așa. Sunteți pregătiți de așa ceva? Nu știu dacă sunteți pregătiți de așa ceva. Nu prea să... Ia să vedem. Doamne! Ce mi-a făcut? Nici tu n-ai fost pregătit pentru așa ceva, căpitanule. N-am mai putut să... Da, ok, mi-a stricat tancul de tot. Doamne ferește. M-a rupt și pe mine, mi se închide ecran. Ok, hai să luăm ceva mai mic, ce să zic. Hai. Bă, nu, lasă-mă! Peppa, stai cu minte! Lasă-mă, pace! Ia uite, ea nu mă lasă să iau nimic. Ce e asta, tractoraj de poliție, ce? Tractoraj de poliție, doar că... Uite-te și tu ce-mi face! Doamne, ferește, Peppa! Dar nu, distruge capitanul. S-a supărat pe noi. Bucșă. Bucșă, tu ești soluția. Uite când Bucșă nu trage, când se simte amenințat, atunci trage. Aha. Deci dacă am luat chestii mai mari, atunci trage, ați văzut, da? Da, trage. Ha, mă, nu te simți amenințat? Ce să vedem? Ce, nu-l iei pe Bucșă în serios? Ia uite-l ce face Bucșă, ia uite cum s-a dus Bucșă. Bine, Bucșă! Săracu Bucșă. Ar trebui să-i fie frică de Bucșă, s-a descurcat minunat. Bă, dar chiar am văzut că se lansează un nou film cu Cars. Abia aștept. Da, o să fie. Și cred că pe Disney, nu mai știu exact pe ce o să fie, dar o să fie. Da, cu siguranță. Băi, știi care e faza? Odată ce i-a sărit în căpățână, în momentul în care se învârte, se dă cu bucata aia ruptă de acolo și își rupe toată căpățâna pe jos. Nu știu exact. Observa și asta. Ia du-te cu un tir de la de bubui direct în capul. Ăla e. Dar de care? Twitter, Apple. Hai Apple. Hai să vedem. Bagă-i acolo. Ia scrieți acolo în comentarii. Ce vă place cel mai mult? Apple sau Android? Ok? Scrieți în secțiunea de comentarii. Vreau să văd. Și săritură și... Nu, m-am dus un pic pe lângă. Da, n-are okay. Bubuie. Ia bubuit obrazul. S-a dus obrazul. S-a dus căpățâna cu tot într-o parte. Hai, uite cum bă, pleacă. Unde se duce? Alo? Bă, nu Doamne mai este ferește. Căpățâna, a rămas fără căpățâna. Ia uite cum a ajuns. A zburat în spațiu. Bă, unde s-a dus? Noi nici nu putem să ieșim atât de mult din hartă. Efectiv, aici te blochează. S-a dus în spațiu acum. Mă, dar ai văzut că i-am dat așa într-o parte, parcă i-am dat. Hai să luăm ăsta de la WhatsApp. Hai luăm WhatsApp-ul. Să intrăm cu bubuială. Ia vedem. Ia uite-te, pisică. Așa. Vine cu bubuială și... Bine, mamă, tortul. Nu, vreau să-l fac praf, cu totul. Deci toată asta vreau să fie praf și pulbere. Deci hai să vedem dacă putem să ne folosim de altceva. Că acum nu mai are cu ce să distrugă, nu? Nu mai are cu ce. Trage, o să trag, dar nu mai are cu ce să tragă. Nu mai are cu ce să tragă, vrea să tragă, dar... Cu ceva, a, fii atentă. Mamă, uite, stai șmecher rău. Fii atentă. Acum ea. Opa. Ia. Așa. Hai, Peppa Pig, să vedem dacă te ține. Dacă reziști, hai să vedem. Hai să vedem dacă te ține. Ia uite cum venim. Așa. Opa. Ne învârtim. Să avem grijă. Săritură. Ia! Și acum. Ia uite-o. Mamă, e bine că vine și Bila aia din urmă. Ia uite-o cum face. Fai, tare. Deci a sărit și coadă și tot. Ia uitați-vă cum arată acum.
Da, deci clar, deci practic ce-mi imaginez eu de aici este că fiecare abonat vine și mănâncă câte o bucată din tortul ăsta. Da. Eu așa-mi imaginez. Arată super bine. Un fel de tort de înghețată și fiecare mănâncă. Dar ideea e că nu știm exact din ce este făcut. Eu am zis că un fel de fructe de pădure. Fructe de pădure 100%. Dar totuși vezi că are un fel de glazură de căpșuni pe deasupra, cred. Da, sau de cireșe. Sau de cireșe, da, exact. Cireșe, ceva, știi? Nu știu exact. Puteți să dați și voi în comentarii ce credeți voi, din ce credeți că este făcut. Dar știi că sunt astea așa împachetate în de-aia de zahăr. Da, știu. Da, e posibil să fie. Ia, stai să vedem. Luăm pe ăsta cu mai multe vagoane. S-a stricat puțin săracul, dar nu-i nicio problemă. N-ar și vom sări spre una din mâini. Nu știu dacă poți cu asta. Ia uite-o. Uite-o. Putut. S-a dus toată mâna și am zis că nu o să reușească cu... Hai că a fost bine, ia uite. Dar aici ar trebui să sărim. În bucata asta de aici ar trebui să sărim. Dacă putem, da. Nu știu exact dacă o să putem. Vinuță, cred. Costa? Ar fi bine, da. Că ăsta e rezistent. Ia uite, mor de râs. Și te duci cu el direct acolo. Ia uite, mor de râs, așa se numește emotus. Mor de râs, haide! Haide și... Nu, pe lângă, nu! Nu, a murit de râs! Asta nu se distruge niciodată, deci asta e efectiv. Ia du-te la picioare. A, fii atentă că e o idee bună. Mamă! Oi, s-au distrus roțile! Mamă, pentru prima dată văd și da, n-am văzut niciodată să îi se distrugă roțile. Da, i s-a distrus și fața. Da. Nu mai moare de râs, plânge de râs acum, cred că. Bun, hai să vedem. Cred că o să... bună idee! Ăsta e bun. Bună idee! Ok, genial. Da, păi dacă vii cu ăsta... Ce, dacă vii cu ăsta, mai bine nu mai vii? Faci praf. Faci praf totul în cale. Ia să vedem. Asta zic. Așa, capitanule. Mamă. Păcat că se distruge, mă, când ajunge jos. Uite-te și tu, mi s-a dus toată partea din față. Păi asta mă gândeam, da. Ia stai să văd dacă pot să mă strecor. Să trec pe aici, să intru. Eu te lăm că se mai învârte acolo, doamne. Da. Bun, venim aici. Trecem așa pe la picioare. Wow, chiar s-a dus bine. Ia să văd cât s-a distrus din picior. Bă, s-a distrus, adică el nu mai stă pe nimic. Nu mai stă în aer. Mai avem încă un picior, Stă într-un picior acum. Și ne trebuie o mașină destul de puternică, să zic așa. Cred că o să iau pe asta de aici, hai să vedem. Ia uite, minima că arată rapid. Lol, uite cât de mic. Bă, dar cum pot să conduc eu asta, zi-mi și mie. Ador mașinăriile astea micuțe. E, chiar funcționează, gen, ia uite. Ce adorabil. Bun, hai să conducem ăsta mare. Și ăsta mare. Ia să vedem dacă putem să ne strecurăm, pentru că... Odată ce treci pe lângă alte chestii, te bușești, știi, și îți dai damage. Da. Bă, da, asta e destul de gigantică, sincer să fiu. Este. Și merge foarte greu. Eu nu mai văd unde e pe papigu. Păi e aici, doar că... Se pune un fel de ceață și din cauza asta. Hai, că dau boost. Și așa, în partea asta o să mergem. Ui! Mamă! Mamă, păi cum se duce asta? Oh! N-a putut să treacă, dar nu înțeleg de ce. Pe bune, că aș fi zis la greutatea lui că se duce în jos așa cu totul. Și eu am crezut la fel, dar ia să vedem direct. Dacă putem să ne ducem pe la piciorul ăla. Merge foarte, foarte greu. Foarte, băi, e o mașină mare, n-am dat seama. Ia, mă, că îmi dai și piciorul ăsta la altul. Ia, bravo. Deci nu mai stă nimic acum, uitați-vă și voi. Efectiv, nu mai stă în nimic. Băi, aș spune că l-am făcut praf și pulbere. Hai să mă curestar la hartă. Și acum vreau să folosim ăsta cu LOL. Ia uite-o. Are limba scoasă pe afară. Este distracție mare. Nu știu nici eu din ce e. Ceva? Habar n-am. Dar fiți atenți la faza asta. Ia, acum, opa. Și... Bă, dar se duce într-o parte. Wow. Mi l-a aruncat într-o parte, ai văzut? Da, am văzut. Nu înțeleg de ce. N-a făcut nimic. Efectiv, mă așteptam să fie voi de capul meu, dar nu s-a întâmplat nimic. Da. Hai, mă, să încercăm tankul ăsta, poate nu mai trage noi. Da. Vreau să văd, vreau să testez tankul. Ia. Hai că nu trage noi. Nu trage, se uită, dar se uită după tine. O să luăm așa. și la cu bila. Hai că am dat o mașină la o parte, o iau cu mine. Hai, las-o. Și... Nu e pregătită. Hai să vedem.
Trage într-o parte și ăsta, dacă îți vine să crezi. Nu înțeleg. Doamnele, ce face Peppa acum? Ce abilitate mai are? Că nu înțeleg. Mamă, cum s-a dus ăsta. Ăsta a fost ca lumea rău de tot. Ia uite cum a... 10 din 10, mamă. Ia uite cum a rupt o bucată, efectiv. Uite cum arată din interior. Mamă. Oh my god. Bun, hai să încercăm. Avem o grămadă de vehicule aici, adică gen putem să încercăm orice. Da, ce? Alea erau autobuze cu roți mari? Da. Wow. Vrei să le încercăm pe astea? Da. Ia uite-o. Asta e și mai rapid. Până acum. Da, e, tot bagă diferite vehicule. Super. Deci, din First Person, ia. Ia. Țărătură! Mamă, ce rapid e! E foarte rapid ăsta. Și ai ieșit prin partea cealaltă. Și ne lovim de peretele hărțină. N-ai ce să faci, aici te faci praf. Oricum ar fi, harta e făcută special, că gen în momentul în care tu treci pe acolo, la un moment dat trebuie să pici și te atingi de o mină. N-ai cum să nu te atingi de o mină. Bă, da, eu totuși vreau să încerc, ok? Pentru că nu putem să ajungem tocmai aici, în mod normal, în nas. Hai să dăm cu niște mașini în nas. Nu e o mașină în nas. Hai să vedem. Bagă-i cu mașina în nas. Ok, deci îi facem nări. Oh my god. Ok. Da, uitați-vă. Îi facem nările mai mari. Mai mari. Mamă, câta nara. Vai. Auzi? De ce să-i bagi o gaură neagră în nara? A, da, chiar. O să încercăm. Dar o să încercăm cu gaura neagră să vedem dacă ia tot caracterul. Poate să ia tot caracterul. Cine știe? Interesant și asta. Ok. Facem acum experimentele. Stați așa că vedeți imediat. Ia să vedem. Dăm o gaură neagră aici. Da. Ia. Wow. Oho. Mamă, uite cum... I-a făcut o singură nară. Da. I-a făcut o singură nară, ia uitați-vă. Asta e că această gaură neagră se face din ce în ce mai mare. Și o să înceapă să mănânce din ce în ce mai mult. Adică vedeți că începe deja să mănânce din nas. Dar o să mai încercăm încă una aici, ca să ajute. Ia fiți atenți. Oho. Ok. A început să ducă și ochiul. Vai. Adio, braz. Bine, toate bucățile astea se duc în sus și o să plouă la un moment dat cu bucăți de tort. Dar vezi că asta a început să fie mai puternică, vezi? Da. Ia uite cât e asta. Ia uite. Păi ea probabil din cauza că s-a mai mărit, nu? S-a mărit, da. Se mărește pe măsură ce stai mai mult. Și mai mult. Și pe măsură ce tot aștepți, începe, bine, la un moment dat probabil tot caracterul ăsta o să fie mâncat de găurile astea. Da. Dar trebuie să aștepți până la urmă, asta e toată faza. Dar hai să încercăm să-l tăiem feliuțe pentru cine vrea să mânce câte o felie, poate, corect? Da. Sunteți pregătiți? Eu vreau la nas. La nas? Aici, adică? La nas, după la urechi, feliuțe. Te vreau să trag în mine. Haideți, hai să vedem. 3, 2, 1 și... Se duce. Hai să vedem. Ia. Așa, hai că ajungem mai repede. Fiți atenți că începe deja începe să se lăguiască și nici nu s-a dus încă. Da, și nici nu s-a dus. O să vezi că se duce o felie cu toată partea de sus. Toată partea de sus o să fie o felie. Mamă, cât se lăguiește, glumești cu mine, dar uite cum arată. Capitanul arată atât de satisfăcător. Wow. Ia uite-o. Ce bine arată. Stai să vedem. Îmi place. Trebuie să zboare în sus. Trebuie să se termine cu toate bucățile astea, gen că mai are foarte puțin să treacă de partea cealaltă. Asta e toată faza. Gata. Opa. A rămas așa. I-a căzut o parte din spate. Stai că acum avem feliuțe, mini feliuțe. Ok, mă așteptam ca toată partea asta să plece de aici. Și eu la fel să zboare, cum dar ai aparent, văzut la alte caractere. Da, la alte caractere efectiv tăiai și se ducea. Uite cum s-a tăiat aici. S-a rupt felia asta de aici. Ce se întâmplă acolo jos? Nu știu. De ce a rămas așa? Asta e foarte ciudat. E foarte ciudat. Hai să mai încercăm o dată. Nu-mi spune că încă mai trage cu nasul. Ba da, încă mai trage cu nasul. Oh my god, nu. Ba da, păi până scoți nasul. Da. Stai să vedem dacă folosesc ăsta, uite așa, și o așa. Să-l dau, uite așa. Hai să vedem dacă îi dau așa. Perfect. Ia. Ia să vedem cum ar arăta. Trebuie să-i scot nasul. Așa și... Ia uite, feliuțe se dau. Vezi? Pregătiți farfuria, oameni buni. Da, exact, uite, asta e o feliuță care a picat acum. Doar că se lăguiește extrem de tare.
Uite, și bucata asta a început să plece de aici. Gata. Asta e perfectă pentru farfurie. A plecat spre farfurie. A plecat de tot. Gata. S-a dus. Mamă, s-a dus tot. Oi, de capul și de zile mele. Tot pe papigu s-a dus. S-a dus tot pe papigu, nu mai avem pe papigu în momentul de față. Caută-l pe jos. Caută-l pe jos. Perfect, căpitanule. Doamne ferește. Ia uite bucata asta mare, cine asta vrea? Asta e bucata de aia mare, cine vrea bucata asta mare? Doamne ferește. Mamă, dar uite cum s-a rupt și de rochiță. Știi ce aș mânca? O mânuță de aia, așa cred că ar fi. O mânuță? Hai să vedem, da, o mânuță, da, cine da, vrea. Da, și mie una. Hai să vedem, uite așa, o mânuță, hop. Gata. Căut-o. Azi am pus mi-o pun da, mie pe coada, farfurie. Cine vrea coada? Stai că nu mai avem nu coada. Nu mai ai coada. Stai să restart. Dăm restart că vreau să văd coada, să văd care e treaba, dacă o servim, o servim la masă. Cine o vrea? Hm? Ia să vedem codița asta. Hai să vedem. O să fie săbiuța noastră. Uite-o. Gata, perfect. Așa. Și tai-o perfect de acolo ca să nu mănânce puțin. Păi încerc, dar nu așa, poți să ții drept. Ce faci așa, asta, mă? Se distruge singură. Nu știu de ce. Ia. Așa. Gata. Mamă! La perfecție. Dar uite, dacă e vrea să tragă invers. Știi, și se lovește pe ea. Dar nu cred că poate să lovească. Uite, gen încearcă să tragă și nu se lovește. Uite, abia acum trage după noi. Ok. Stai că s-a enervat, s-a uitat spre noi, i-a picat capul. Da. Bă! Pe da, se uită. Voi, Doamne! Mamă! A sărit pe noi, tu ai văzut? Doamne, cât a venit, Doamne ferește. A sărit pe noi, efectiv. A ce sărit a fost? La atac. A sărit la atac, ce a fost asta? What? Uite-te ce a făcut aici. Oameni, dar dintr-o dată a sărit cu capul după noi. Doamne ferește de așa ceva. Da, oameni buni, acesta a fost episodul nostru de astăzi. Spuneți-ne în comentarii ce alte caractere vă doriți să introducem aici pe Teardown. Putem să adăugăm absolut orice caracter vă doriți. Orice caracter vă puteți voi imagina, noi îl putem adăuga pe Teardown. Și ați văzut și voi, cu diferite abilități. Mi s-a părut destul de amuzant că trage din nări. Adică n-am mai văzut așa ceva, da, până acum. Eu. Dar da, ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!